Vasluiul a rămas fără team manager în plin sezon competițional. După 6 luni petrecute în Moldova, Daniel Stanciu și-a reziliat contractul cu gruparea galben-verde. Știrea a fost dezvăluită în exclusivitate de finanțatorul echipei în cadrul emisiunii Realitatea la zi. Nu, am încercat 1000 de variante și e foarte greu să găsești. Toate grefele au fost nereușite, deci nu n-am reușit și asta e... N-am reușit să aduc unul care, de exemplu, și lui Daniel Stanciu a zis, s-a terminat șederea la Vaslui. Nu s-a putut, cum spun, închega, nu din vina mea, eu le-am dat putere, a venit Zota, i-am dat tot ce a vrut, i-am dat pe mână tot, nici nu mai deci am semnat. Deci avem o informație în premieră, Daniel Stanciu nu mai este la FC Vaslui. Nu mai este la FC Vaslui, da. Daniel Stanciu este cel de-al treilea om din fostul staff tehnic care părăsește gruparea moldavă după ce în cursul săptămânii trecute și-au înaintat demisiile rând pe rând Marius Șumudică, Edi Iordănescu și Marius Baciu.